Acum vom pregăti dispozitivul pentru prima utilizare. Mai întâi, desfacem dispozitivul, detașând prin deșurubare capacul din partea posterioară a acestuia. Apoi, desfacem un blister care conține cartușul de 8 grame cu oxid de azot și filtrul cu perforator cu trocar. Prindem cu penseta filtrul perforator, după care îl introducem în cavitatea de încărcare din corpul dispozitivului, foarte important să fie cu trocarul orientat în sus. Pasul 2. Introducem în cavitatea de încărcare cartușul cu oxid de azot, cu vârful îndreptat în jos, punem la loc capacul din partea posterioară a frispenului și îl înfiletăm ușor până când simțim că a atins cartușul. Apoi prindem dispozitivul ferm cu ambele mâini, având grijă să nu apăsăm butonul declanșator și răsucim brusc și cu putere, rotind capacul din partea posterioară în sensul acelor de șasornic. S-a auzit un fâsâit scurt. Acest fapt înseamnă că trocarul a spart vârful cartușului cu oxid de azot lichid. Cu cât fâsâitul este mai scurt, cu atât este mai bine. Pasul 3. Scoatem capacul de protecție al aplicatorului și, ținând vârful dispozitivului îndreptat în jos sub un unghi de aproximativ 45 de grade, apăsăm ușor butonul declanșator, amplasat pe partea laterală a dispozitivului, pentru a aplica direct oxidul de azot evacuat în minijet la o presiune de 55 de bar. Cam așa. Vârful aplicatorului din care iese minijetul criogen trebuie ținut la o distanță cuprinsă între 0,5 și 3 mm față de leziunea tratată. Cum se schimbă cartușul cu oxid de azot după utilizare? Deșurubăm vârful aplicatorului și apăsăm pe butonul declanșator. Se va auzi un fâsâit. În acest fel vom goli complet cartușul. Apoi vom deșuruba capacul dispozitivului și vom scoate cartușul din cavitatea de încărcare. Ne asigurăm că acolo nu a rămas nicio piesă, adică filtrul cu perforator. Pentru a încărca frispenul cu un cartuș nou, repetați pașii descriși mai sus. Vă mulțumesc!